Până astăzi, 2 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 89.891 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 38.701 pacienți au fost declarați vindecați și 11.392 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost registrate 1.298 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Dintre acestea, în județul Suceava s-au depistat 43 cazuri noi, cu un total pe județ de 5.374 de cazuri. În județul Botoșani s-au depistat 12 cazuri noi, cu un total în județ de 1.351 de cazuri. În județul Neamț s-a depistat 26 de cazuri noi, cu un total în județ de 2.183 de cazuri. Iar în județul Iași s-au depistat 61 de cazuri noi, cu un total în județ de 3.129 de cazuri. Distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 675 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, dintre care în județul Suceava 17 cazuri, Botoșani 3 cazuri, Neamț 15, iar în Iași 48 de cazuri. Până astăzi, 3.721 de persoane diagnosticate cu infecții cu COVID-19 au decedat. În intervalul 1 septembrie ora 10, 2 septembrie ora 10, au fost înregistrate 40 de decese, 27 bărbați și 13 femei ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Iași, Maramureș, Mehedinț, Mureș, Prahova, Sălaș, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea și municipiul București. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 9 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 9 decese la categoria de peste 80 de ani. Toate cele 40 de decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.147. Dintre acestea, 519 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.852.088 de teste. Dintre acestea, 26.543 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.521 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 10.022 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de grupul de comunicare strategică, au fost raportate și rezultatele a 273 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 2 septembrie. Pe teritoriul României, 9.836 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.848 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 33.553 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 45 de persoane. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 990 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 605 la linia Tel Verde 0800-800-358, deschisă special pentru informarea cetățenilor. Ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimele de 24 de ore 759 de sancțiuni contravenționale în valoare de 191.450 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale poliției au fost constatate ieri 4 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 352 Cod Penal. Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 4 iulie 2020, o linie Tel Verde 0800-800-165 la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.590 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. De la începutul epidemiei de COVID-19 și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus din străinătate, 338 au fost declarați vindecați. Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia Tel Verde 0800-800-358. Numărul Tel Verde nu este un număr de urgență. Este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale de luni până vineri, în intervalul orar 8-20. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4 021 320 2020.